Vă salut, prieteni pescari! Astăzi povestim puțin despre una din monetele mele preferate, și anume Shimano Bullseye 50-50. Încă din start vreau să vă spun că această monetă este una universală, dacă pot să spun așa. De ce spun asta? Atât pescarii de crab, cât și pescarii de feeder o pot utiliza fără niciun fel de problemă. Printre caracteristicile principale acestei monete este puterea de frânare, și anume 12 kg. Greutatea este 445, iar unul din lucrurile cele mai importante este recuperarea, și anume 4,3:1. Mai exact, la o tură de manivelă, ea recuperează 84 de centimetri. Vreau să vă spun că această mulinetă iese în evidență atunci când pescuiți cu coșulețe sau cu momitoare mari. De exemplu, când mergeți la Dunăre și faceți un pescuit agresiv după mureană, coșulețele, bineînțeles, sunt 150, 180, 200 de grame. O să vedeți calitatea acestei mulinete, cât de ușor vine coșulețul sau momitorul, de aceea vă recomand cu maximă încredere. Pe lângă aceste caracteristici, mulineta Shimano Bullseye este echipată cu cele mai noi tehnologii, și anume Hagan Body. Tehnologie ce utilizează magneziu sau aluminiu în realizarea corpurilor mulinetelor, oferind rigiditate, rezistență extraordinară la impact și reducerea semnificativă a greutății. Desigur, fiecare dintre noi ne dorim să pescuim cu o mulinetă cât mai robustă și cât mai ușoară. O altă tehnologie este Parallel Body, așezarea în plan paralel a axului tamburului cu axuri lansete. Această tehnologie este foarte utilă atunci când pescuim la distanțe mari. X-Ship, concept de rulare pe ax cu doi rulmenți pentru finețea în recuperare și putere suplimentară. Rulmenții S-ARB. Acești rulmenți sunt tratați anticoroziv, un lucru foarte important și rar întâlnit la alte mulinete. Protejat suplimentar prin capsule pentru a îmbunătăți și proteja împotriva nisipului, a sării sau a prafului. AeroWap este una din tehnologiile foarte interesante. Este un sistem de înfășurare special ce facilitează lanseurile lungi, atenție, fără peruci. De aceea s-am spus că această monetă este universală, ea poate fi folosită atât la pescuitul crapului, pe lansetele de crap, cât și pe lansetele de feeder. Spun lansetele de crap, deoarece pescarii de crap ating distanțe și de 150 de metri. Hagan Gear, componente realizate prin forjare dintr-o singură bucată de aliaj, ce vor asigura durabilitate și rezistență sporită. Sper că v-am dat destule motive pentru a vă strâni interesul pentru această mulinetă Shimano Bullseye 50-50, o mulinetă pe care vă recomand cu toată încrederea. Bineînțeles, o găsiți în magazinele partenere normale.